Alături de noi în dimineața aceasta este domnul doctor Constantin Mihăilă de la Spitalul Veterinar Andifed. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, domnul doctor, și bine ați venit! Trecem de la mediul, de la medicina umană la cea veterinară, alături de domnul doctor Mihăilă, pe care ne bucurăm să-l avem alături de noi. Vine iarna, bine îmi pare, vorba aia. Foarte multă lume trebuie să se pregătească pentru a avea grijă de cei mai buni prieteni, și anume animalele pe care le avem lângă noi. Câteva sfaturi să ne dați în legătură cu, și aici mă refer la, ne referim mai mult la animalele de companie, cu toate că și cei care se află în mediul rural, și bine, numai că acolo deja se știe cine are vacă, oi și așa, știu ce trebuie să facă, dar la cei care tocmai au dobândit un animaluț de companie, cu sfaturile mai greu. Da, într-adevăr, fiind, intrând în perioada rece, animalele de companie trebuie pregătite, și pentru aceasta, în general, proprietarii știu că trebuie să facă vaccinările, deparazitările, tot ce înseamnă controlul periodic la medic, dar în același timp trebuie să discutăm foarte concis că în acest an, în perioada imediat următoare, din data de 1 ianuarie, intră în vigoare și obligativitatea identificării câinilor. Microciparea, înscrierea în REX, și noi am constatat că oamenii vin tot mai mult să se intereseze. O parte și-au făcut această microcipare și identificare și înscriere în registrul de evidență a câinilor cu stăpân. O parte urmează să se programeze în perioada imediat următoare, deoarece după 1 ianuarie se va solda cu amenzi. Sigur, ceea ce spuneai tu, există două situații. Situația câinilor crescuți în apartament și situația câinilor crescuți în gospodăriile populației sau la curte, în care pregătirile puțin diferă. Dacă este să discutăm din punct de vedere strict al sănătății, ar fi recomandat să spun proprietarilor de animale, ca medic veterinar, că în primul rând ar trebui să vadă la câinii bătrâni, câinii geriatri sau câinii foarte tineri, căței și câinii bătrâni, care așa ca și la oameni, exact, variabilele întotdeauna, exact, dau problemele cele mai multe. Este recomandat ca și la câinii bătrâni să fie făcute acele examene clinice și examene paraclinice, mai ales la cei care sunt cu antecedente sau cu boli cronice, pentru că, după cum se știe, bolile cronice, în general insuficiențele renale, hepatice, cardiace, dacă nu sunt, să spunem așa, tratate corect din timp, nu este modelat sau modulat tratamentul corect, pot să apară probleme foarte serioase pe perioada anotimpului rece. Și atunci noi recomandăm ca să se refacă protocolul de tratament, să se facă un set de analize sau ecografie sau exact ce se spunea în emisiunea dinainte, spunea domnul doctor, legat de problemele osteoarticulare, că ele sunt și la câini o mare problemă și dau foarte multe probleme, începând de la artrite, periartrite, artrite cronice degenerative sau tot ce înseamnă spondiloze lombare, spondiloze spondilite, discospondilite, dischite și așa mai departe. Deci toate acestea dau probleme foarte serioase și la animăluțe, mai ales atunci când nu este folosită o hăinuță, când nu sunt folosite... Asta vreau să vă întreb, domn doctor, pasul următor, să știm, câinii fac reumatism, adică sau răceli, sigur, sau dacă sunt, sigur, dacă sigur, nu sunt suficient de bine... Sigur că da, deci și câinii au dureri articulare și câinii au dureri la nivelul oaselor, tocmai datorită faptului că apar inflamații, apar din cauza frigului excesiv, pot să apară exact ceea ce spuneam, artrite, și sigur că ar fi recomandat ca în perioada, mai ales la câinii cu antecedente sau la câinii cu blană scurtă sau cei la câinii cei de apartament care n-au fost pregătiți pentru iarnă corespunzător, pentru că noi trebuie să știm faptul că intrăm din perioada caldă direct în, cum se spune, sigur, e o perioadă intermediară de toamnă, dar nu mai prea este, dar nu mai prea este, și atunci intrăm direct în perioada, de la 25 de grade ajungi la 0 grade, intrăm direct în frig, și ei atunci trebuie pregătiți
pregătiți și ei prin plimbări, prin joacă în aer liber, printr-o hrănire corespunzătoare, pentru că și ei în perioada aceasta năpârlesc, își pregătesc blănița pentru iarnă. Asta ce înseamnă? Acele două categorii de păr, sub părul, acel puf care oferă protecție și părul mai lung care crește și protejează organismul și de asemenea dezvoltarea acelui strat de cerumen la nivelul pielii, care și el are rolul lui pentru perioada de iarnă și nu în ultimul rând stratul de țesut adipos, acea grăsime subcutanată care este cel mai bun izolator termic. Deci astea, toate aceste lucruri trebuie să fie foarte bine știute de oameni. Sigur că există rase foarte friguroase și există rase care rezistă extraordinar de bine pe perioada iernii și atunci nu există o pregătire. Să adică spunem, la un Saint Bernard ce să-i mai faci? Exact, că la un ciobănesc, cel mai ciobănesc de Berna, da. Un bobtail sau rase care sunt foarte bine lăcate. Dar cu părul scurt, gen Doberman, sunt mai friguroși, mai friguroși, tot ce înseamnă chihuahua, pincher, rasele mici. Există după acele, să spunem așa, reguli din lumea fizică, cum se spune, că întotdeauna organismele mici pierd mult mai multă căldură decât organismele mari. Și atunci, sigur că și asta este un impediment pe perioada iernii. Referitor la alimentație, domn doctor, ce ne puteți spune? Se schimbă ea, mai ales la cei care au alimentație oarecum regulată prin anumite produse care le au, se trece la o alimentație specială pe timp de iarnă cu mai multe grăsimi sau nu neapărat? Da, este nevoie de mai multe grăsime. Este nevoie de mai multă grăsime în alimentație și aici poate ne referim la câinii care sunt crescuți la curte, la câinii care sunt crescuți la apartament. În general, nu se schimbă foarte mult mediul. Alimentele sunt super premium, au un raport foarte bine echilibrat între grăsimi, proteină și glucide și atunci, sigur că nu, doar faptul că trebuie ținut cont de un singur aspect, câinii consumă mai mult. În perioada de iarnă ei consumă. Să nu te sperii că, bă, dar ce poți câinele că mănâncă în plus? Nu, consumă mai mult, pentru că este și logic. Toate aceste producere de căldură se bazează pe niște mecanisme fiziologice, pe acel mecanism de termogeneză, de producere de căldură și atunci, sigur că el are nevoie, sigur, are nevoie să consume mai mult. Și în altă ordine de idei, exact poate ce vorbeam și în emisiunile trecute, apa proaspătă să fie la dispoziție, să fie la câinii care sunt crescuți afară, în curte, să aibă cel puțin o masă caldă pe zi, de asemenea să aibă acces la apă caldă, să aibă hrana, este recomandat să fie sub formă de crochete, pentru că dacă dai o hrană semilichidă sau o hrană lichidă, sigur că ea poate să răcească și după aceea să creeze probleme în alimentația câinelui și atunci este recomandat să fie o alimentație pe bază de crochete. Domn doctor, un alt mit care de fiecare dată când veniți vă întreb, dar niciodată nu e suficient să ne spuneți că vine iarna, poate vine zăpada. Dăm zăpadă la câini? Știți că există și întotdeauna. Părerile sunt împărțite, cu toate că dumneavoastră ne spuneți de fiecare dată. Nu, absolut nu. Deci absolut nu, are, nu este recomandat. Să mănânce câinele zăpadă. Nu este recomandat pentru că și câinii au faringe și câinii au tonsile, adică amigdale și câinii au un aparat laringian. Deci răcesc la fel de repede ca sigur, și... Nu este recomandat. Nu este recomandat. Pe multe lume surprinde când vin la noi la spital și descoperim prin examinarea clinică, prin examin laringoscopic, descoperim că ei au tonsilite sau faringite cronice, unii dintre ei au ajuns să aibă faringite. Dar nu neapărat numai de la zăpadă, sigur. Apă rece. Da, exact. Și de multe ori infecții cronice, netratate și așa mai departe, dar ele se acutizează pe perioada anotimpului rece, pentru că sigur este și aici o problemă. În momentul în care ai ținut câinele 2-3 ore, te-ai jucat cu el, l-ai alergat și așa mai departe și nu ai apă la tine, să-i oferi tu din centuța ta de voiaj sau din să-i oferi apă la temperatura, să spunem așa, cât de cât ideală. Așa ideală, sigur că atunci el începe să consume apă din baltă sau din apă din să ia apa din zăpadă și așa mai departe și atunci sigur că apar aceste probleme, se acutizează aceste infecții cronice la nivelul gâtului. Da, deci total nu, să nu se... Deci asta e clar, nu lăsați câinele, chiar dacă îl vedeți că el se joacă cu zăpada și nu, mai bine... Nu este recomandat.
nu este da. Recomandat. O altă întrebare la fel de importantă, tot pentru cei care au câini de apartament, este faptul de a schimba, sau vă întreb pe dumneavoastră, e bine să schimbăm orele de ieșit cu câinii, și aici mă refer mai mult dimineața, fiind o temperatură mult mai scăzută în primele ore ale dimineții? Da, da, nu este recomandat. Întotdeauna este recomandat după ora 10-11 să se iase. Sigur, poate că este nevoie de multe ori după o noapte lungă, pentru că nopțile de iarnă sunt mai lungi, trebuie scos imediat pentru necesitățile fiziologice, dar asta ar fi recomandat să nu fie ținut mult. Deci cât de repede. Cât de repede și apoi să fie introdus înăuntru. Iar plimbarea care înseamnă jumătate de oră, o oră, două ore, în funcție de timpul proprietarului, ar fi bine după ce temperatura se schimbă, după ce începe să se mai încălzească puțin vremea, și cu pregătirea necesară. Sigur, încă nu putem vorbi despre că este prea repede să vorbim chiar de zăpadă, că mai sunt acele pregătiri legate de lăbuțe, de perinițe, legate de părul din... Sigur, aici sunt avantaje, dezavantaje, pentru că rasele cu păr între degete rezistă mult mai bine la statul pe zăpadă, așa, dar au și dezavantajul, pentru că de multe ori se îngheață și apar acele mici cristale de gheață la nivelul perinițelor sau la nivelul interdigital și deranjează de multe ori, și de aceea trebuie toaletat după ce se intră în casă. Și nu trebuie uitat că tot ce înseamnă aceste substanțe care se aruncă pentru a combate zăpada, pentru sare și așa mai departe, azot, sau gheață, așa, toate acestea sunt iritante pentru perinițe, și de asemenea uleiul sau antigelul sau tot ce se mai folosește de la mașină, exact, în această perioadă este iritant și este până la urmă toxic. Domnul doctor, iar ce vreau să vă întreb, și aici mă refer și la câini și la pisici și la ce mai există, lumea iar, păi vine iarna, nu mai dau de pureci, că iarna nu sunt pureci. Nu, trebuie, dar... Știți că există... Este foarte important. Ne luptăm, din păcate, este puțin jenă să spun, dar ne luptăm foarte mult cu acest, ce spui tu, această legendă, sau nu știu dacă este bine spus legendă. Nu, un mit pe care, iarna nu sunt pureci. Pentru că lumea, exact cum spui, s-a încetățenit, domnule, dacă este iarnă... Nu, că e frig, nu are pureci. Purecii sunt la fel ca și la muște, la țânțar și așa, mai intră într-o hipobioză, exact. Intră într-o amorțeală. La pureci, din păcate, nu este așa, pentru că purecii, în general, își fac ciclu biologic, să spunem așa, și în casă, pe covor sau pe supat sau pe la tocurile de la ușă și mai departe, pentru că acolo au temperatura normală, ideală. Și atunci avem situații când avem pureci în decembrie și în ianuarie și în februarie, este chiar din potrivă recomandat să se pună toate aceste soluții spot on, începând de la fipronil până la tot ce înseamnă produse derivate din avermectine și la fel produse pe bază de tot ce înseamnă piretinoid natural sau piretinoid sintetic, pentru că ce înseamnă faptul că organismul animal își primește constant această doză, nu mai există acele goluri, acele hiatusuri în care el nu mai are substanța activă, și atunci este foarte greu în februarie, în martie să-l mai aduci din nou la încărcătura de fipronil în blăniță, pentru că iar omul spune, păi știți, după am pus, dar uite, a trecut o lună și încă mai are pureza. Păi da, pentru că este foarte greu să mai ajungă la substanța, la concentrația de fipronil care și dă rezultate împotriva purecilor și căpușelor, și atunci noi recomandăm acest lucru. Normal, pe toată perioada anului. Pe toată perioada, sincer, asta o recomand cu foarte multă căldură, pentru că costurile de multe ori, dacă se face constant această deparazare, costurile decât, mai mici decât dacă se merge în aceste intervale așa de și se face aleator sau numai atunci când apar purecii pe animal. Am înțeles. Da. Da, deci
atenție și cu purecică, da, da. Ei sunt și există și iarna. Există și iarna și creează, mai ales, aici trebuie să o spunem clar, sunt foarte mulți proprietari care nu-i mână, să spunem, în luptă, eu știu, purece atât de mult, pentru că nu sunt câini alergici sau pisicile. Dar da. Dacă ai un cățeluș sau un animal de companie care este alergic la înțepătura de pureci, există acea dermatită alergică la înțepătura de pureci. Atunci... Dacă ai această problemă, este un total disconfort și pentru animalul, dar și pentru proprietar, să-l auzi noaptea sau să-l auzi peste zi, în continuu să se scarpine, să-și, eu știu, săracul să-și reducă pruritul și mâncărimea sau mâncărimea prin acest scărpinat continuu și atunci sigur că ești nevoit să mergi să... Domn doctor, suntem la final, o ultimă întrebare și mă bucur că sunteți aici pentru că din nou un mit pe care trebuie să ne încaia de pe Discovery, da, distrugătorii, da, de mituri. Să ne spuneți, purecii se iau de pe câine, pisică la om? Nu se iau. Deci purecii care trăiesc pe câine și pe pisică, da, nu produc disconfort la om. Deci nu se iau la om. Deci omul nu-i, nici măcar, să spunem așa, nu este purtător al lor. M-a mușcat un purice. Ce există? Sau cum? Nu cred. Deci eu, sincer, lucrez de 20 de ani în domeniu. N-am dus niciodată pureci acasă, nu m-au mușcat pureci. N-au fost situații să-mi spună proprietari că au avut asemenea disconfort legat de pureci. Părerea mea că, sigur, posibil să fie excepții, nu spun să că zici nu. Că mușcă un puric. Nu spun că nu, dar nu, în general nu. Adică ciclul biologic al acestui parazit extern, da, nu se face pe om, se face doar strict pe câine sau strict pe pisică și, sigur, are nevoie de mediu extern. Deci el nu stă numai acolo pe câine și pe pisică. Deci are nevoie de acele faze. Ceea ce la căpușă nu e cazul. Căpușa... Da, căpușa nu, deci la acolo căpușa, sigur, la căpușa e altceva, ea, am înțeles. Sigur. Asta e bine că am lămurit-o, ca să știți, nu-ți cumpăr câine, dragă, că ne face pureci, că ne aduce căpușe. Nu. Ne aduce căpușe, da, se poate. Aia, da. Domn doctor, mulțumim mult de tot și vă așteptăm pe la noi. Cu multă plăcere, cu drag. Ne vedem mâine dimineață la 7, tot aici la Hunedoara TV, în cea mai bună dimineață. Rămâi în continuare astăzi să vezi pe Facebook tot ce s-a întâmplat în emisiune și nu numai. Pa, pa. Mulțumim, domnilor.